tehnică de radiolocație de tehnologie solid state, de proveniență americană, licență Lockheed Martin, care lucrează în gama ondelor centimedrice, în banda S, și care prezintă o bună stabilitate la contramăsuri electronice. Mă refer la bruiajul activ organizat de către inamicul aerian și terestru. Ce aduce nou această stație în întreaga concepție de supraveghere, cercetarea spațiului aerian național integrat din cel al NATO? În primul rând, așa cum îi spune și numele, TPS-79 Gap Filler, umple golurile lăsate în zona de cercetare de către celelalte radare, pentru că, așa cum știm, înălțimea mică reprezintă o vulnerabilitate în descoperirea prin radiolocație. Și această vulnerabilitate este exploatată de către aviația inamică. Descoperim, urmărim ținte neîntrerupt de la înălțimi cuprinse între 50 și 10.000 de metri, până la distanțe suficient de mari, astfel încât să asigurăm, să sprijinim informațional cu date radar atât acțiunile aviației, proprii, bineînțeles, cât și acțiunile rachetelor și artilerii antiaeriene. De asemenea, așa cum am spus, prezintă o bună manevrabilitate. În mai puțin de o oră, această stație se poate strânge și echipajul poate să execute manevră, dislocare pe altă poziție, astfel încât să însoțim armele active care au nevoie de sprijin informațional cu date radar, pentru că, așa cum știm cu toții, radiolocația reprezintă ochii și urechile forțelor aeriene și nu numai. În acest moment, stația este gata de lucru, a fost pusă în funcțiune, este autonomă, nu este alimentată de la rețea, ci se merge pe grup electrogen. Așteptăm aviația să ne atace pentru a urmări întregul scenariu acestui exercițiu. Nu vă fi teamă, pentru că are cine apăra. Deja ea a fost descoperită și datele sunt transmise automat prin link-uri radio către centrele de decizie, care vor lua hotărârea optimă și anume cu ce anume va fi combătută aviația. Cu rachetele Solaire, cu artileria antiaeriană, să vedem. Rămâne de văzut. Colegii mei sunt în așteptare și sunt gata să intervină atunci când intervin probleme tehnice. Ele sunt oricum destul de rare, tehnologia ne permite să ne bazăm pe o stație radar nouă, o stație care nu ne pune problemă în serviciul de luptă. Există astfel de stații răspândite pe întreg teritoriul într-o concepție unitară și mă refer aici la sistemul de comandă-control a spațiului aerian. Deja aud în spate, în background, informațiile referitoare la aviația care se apropie. Rămân semne de întrebare în legătură cu tipul de aeronavă care ne va ataca, procedeile de luptă și, de asemenea, mijloacele care ne vor apăra. Dacă vorbim de supravegherea spațiului aerian și cercetare neîntreruptă, vorbim de parametri precum... Da. Mă întrerup aici și dau cuvântul domnului comandor Tănase. Deci se pregătește aviația să intervină. Aviația va fi prezentată de șeful secției aviației din statul major al Forțelor Aeriene, comandorul Mititelu Laurențiu de la Soveja. Domnul comandor, cât mai avem? 2 minute. 2 minute și prima formație va intra la obiectiv. De asemenea, și apărarea antiaeriană este pregătită să acționeze împotriva inamicului aerian. După alertarea sub unității și primele misiuni de luptă, cele două complexe Gepard vor ocupa noi poziții de tragere pentru a realiza surprinderea aeronavelor inamice. Sistemul de artilerie Gepard este unul modern, dispus pe 600 de tone de Leopard, un motor care dezvoltă circa 830 de cai putere. Este dotat cu echipamente compatibile, în totalitate cu cele ale NATO și răspunde cerințelor actuale ale câmpului de luptă. Fiind blindat autonom, autopropulsat, conceput și realizat, încât să fie în măsură să angajeze în luptă în orice condiții, medio, ziua sau noaptea.
Deci așteptăm aeronavele. Partea de lor se acoperă formația de mic 21 care va singura atacul asupra pistei. Antilega Etigena va angaja aeronavele pe timpul subvăului. Formația de mic 21 conduce de comandorul Bumbici de la copila de la partea de care 86 pretești. Anterior a avut o misiune de atac a aerodromului de la Bacău pe timpul zborului de întoarcere, datorită repoziției forțelor dinamice, li s-a realocat o nouă misiune de atac a pistei de la Focșani, apărată, după cum vedeți foarte bine, de cele două sisteme de parte. Ești în live, mă? Ai ce nebune cu live-urile voastre. Toți cu palani.